De joi 29 iunie, orele 11, avem ședința ordinară a Ligii Pensionarilor Miniere din Valea Jiului, la care participă domnul deputat Toma Ilie și domnul primar al municipiului Petroșani, Tiberiu Iacovliți. Noi am trimis invitații și la ceilalți primari din Valea Jiului. Să vedem acum câți răspund aceste invitații pentru a participa la ședința noastră din data de 29 ora 11 în sediul Casei de Cultură a Sindicatelor din Petroșani, Ion Dolomiță, la tuturor, nu numai a pensionarilor, și a tuturor locuitorilor din Valea Jiului. Sunt probleme economice și probleme sociale. Problemele economice, așa cum spuneam în cadrul ședinței de Consiliul de Conducere și Coordonare a Legii, sunt probleme sociale pe care le voi pune domnului primar Tiberiu Iacovliți, care sunt comune pentru toată Valea Jiului, pentru toți primarii din Valea Jiului, și anume problema curățeniei în municipiul Petroșani și în celelalte zone ale Văii Jiului, problemele spațiilor verzi, problemele privind edificiile sociale ale de pe teritoriul fiecărui oraș din Valea Jiului. În primul rând, noi ca și pensionari, deși mulți zic, domne, ce ne interesează pe noi problemele sociale, dar sunt de foarte mare interes, pentru că dacă nu se iau măsuri urgente, economice, Valea Jiului va fi o vale în care va exista numai pensionari și foarte puțini oameni care, din păcate, părăsesc Valea Jiului pentru că au căutat un loc de muncă. Și părăsesc Valea Jiului și România. Și își caută realizarea lor pentru ei și familiile lor în afara hotarilor României. Din păcate. De aceea eu susțin, nu pentru că sunt om, sunt și voi rămâne om de stânga, susțin programul Partidului Social Democrat și implementarea acestuia în România și aș dori cu toată ființa mea și cred că și colegii mei sunt de acord cu așa ceva, că acest fond de suveran de dezvoltare și investiții să fie pus în funcțiune cât mai repede, pentru ca și Valea Jiului, ca de altfel întreaga țară, să primească fondurile necesare pentru dezvoltarea economică, în primul rând pentru dezvoltarea economică și după aceea pentru problemele sociale. Pentru că dacă sunt oameni și locuri de muncă aducătoare de TVA, sigur că vor fi și pensionarii, vor avea de unde să-și câștige pensiile respective din taxele și impozitele pe care le plătesc activii. Sigur că foarte multe promisiuni se fac în campaniile electorale, din păcate, dar din aceste promisiuni se respectă și se aplică maxim 25-30%, probabil că e prea indulgent că spun așa ceva, și aceste promisiuni economice și sociale se vor repeta din 4 în 4 ani. Sigur că mai sunt și primari care își fac datoria și caută ca urbea pe care o conduce să aibă niște condiții sociale și economice din ce în ce mai bune pentru ei și familiile lor. Acum să problemele punctuale în ceea ce privește municipiul Petroșani, în primul rând. De fapt, sunt probleme pentru toată Valea Jiului și, în primul rând, problemele în ceea ce privește curățenia orașelor, pentru că lasă de dorit. A doua chestiune este acești oameni care, cu ajutorul social, care, sincer, nu-i prea văd că își fac datoria, nu numai în Petroșani, în toată Valea Jiului, toate municipiile și orașele din Valea Jiului. De asemenea, sunt probleme privind
În Petroșan mă refer la... Reabilitarea blocurilor. La, mă refer la, în Petroșan, deci mă refer la problemele privind anveloparea blocurilor și deci în afară de anvelopare, extinderea rețelei de încălzire centralizată în toată Valea Jiului, pentru că prezintă două avantaje enorm de mare. În primul rând, încălzirea centralizată este mai ieftină și în același timp este și foarte sigură din punct de vedere al securității. Pentru că, vedeți, vreau să în toată țara se întâmplă nenorociri, sunt oameni în vârstă care au văzut la gaze, sar în aer, nu numai un apartament unde se întâmplă nenorocirea respectivă, și alte apartamente în jurul lor și chiar distrugeri de blocuri, de infrastructura blocurilor. A doua chestiune mă refer la, așa cum spuneam mai înainte, la existența și continuitatea activității miniere în Valea Jiului. Sunt din 14 unități miniere existente înainte de 89 în Valea Jiului, mai sunt 4. Dintre care cele două, mă refer la Lupeni și la Lonea, sunt foarte incerte pentru că niște oameni binevoitori care au condus destinele mineritului din Valea Jiului, foarte simplu au trimis notificări la Comisia Europeană ca aceste două mine, respectiv Lonea și Lupeniu, să fie aici, deci Lonea și să fie și astea trecute pe programul de închidere. O altă chestiune pe care aș vrea să o pun în discuție este faptul că s-a promis încă din 90 că în Valea Jiului vor lua ființe două parcuri industriale ca o alternativă la minerit. Deci în fiecare campanie electorală, toți primarii și toți parlamentarii noștri promit aceste chestiuni, dar nu s-a realizat nimic din aceasta. Și trebuie să avem o alternativă la minerit. Soluții sunt. Noi am trimis 3 materiale concrete la vechiul guvern, la premierul Grindeanu, la doamna Sevil Șaitei, la ministra Muncii și Justiției Sociale, doamna Olguța Vasilescu, la cei doi președinți ai Camerei Deputaților și Senatului României, n-am primit nici măcar un răspuns concret, niște răspunsuri foarte evazive și foarte lapidare, așa că nimic la obiectul pe care l-am trimis noi. De aceea spuneam și repet acest lucru joi, în data de 29 la ora 11, avem ședință și participă domnul deputat. Acum nu pe că laud eu pe domnul deputat Toma Ilie, dar de la PSD este cam singurul deputat care se mai interesează de problemele economice. Andrei Câmpea Mignius Hunedoara, puteți să-mi spuneți numele și funcția? Da, sunt inginer hortopan Ion, inginer minier, pensionar la ora actuală, sunt președintele Ligii Pensionarilor Minieri Valea Jiului, și conduc această ligă în folosul și în interesul pensionarilor din Valea Jiului. Aș dori din tot sufletul ca la ședințele noastre lunare să participe nu numai dumneavoastră, care avem o relație mai bună cu trusul de care faceți parte, și ceilalți domni din cadrul mass mediei din Petroșan, din Valea Jiului și județul Hunedoara. Oricum, dați-mi voie ca pe această cale să vă felicit pentru demersurile pe care le face și pentru faptul că sunteți alături de Liga Pensionarilor Minieri din Valea Jiului și sper ca demersurile noastre să fie auzite de cei care vor conduce destinele Guvernului României începând de